Cadouri pentru elevii de la Centrul pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan în prag de sărbători. Cei care le-au oferit micuților o bucurie au fost alți micuți, de data aceasta de la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Prichindeii claselor a doua de la Pedagogic le-au dus celor de la Pufan dulciuri, jucării, dar mai ales hăinuțe. Cum v-ați gândit să le aduceți cadou copiilor de aici? Păi tot timpul ne gândim la ei și acum ne-am adus aminte de ei și ne-am gândit să le facem o surpriză. Cu ce le-ai adus? Eu le-am adus câteva hăinuțe și câteva jucării. Cum v-au primit copiii de aici? Foarte frumos. Ne-au mulțumit pentru daruri, ne-au aplaudat în momentul când am intrat aici în sală. Eu le-am adus niște hăinuțe și niște jucării. Cum au primit? Cum v-au primit elevii aici? Elevii ne-au primit în aplauze și cred că s-au bucurat pentru cadourile care le-am adus. Astăzi, Colegiul Național Pedagogic, clasele a doua de la Colegiul Național Pedagogic, au venit la școala specială Constantin Pufan pentru a le oferi niște daruri acestor copii. La orele noastre de dezvoltare personală am învățat că există niște copii speciali de care noi trebuie să avem grijă. În fiecare zi le-am spus că trebuie să se joace cu ei, să-i accepte în grupurile lor de joacă și nu numai de sărbători să le ofere câte un dar. Astăzi copiii au cunoscut-o pe Maria, azi l-au cunoscut pe Gianni, cei mai mici copii de la școala Constantin Pufan, iar acești copii s-au apropiat atât de mult de mine, văzând cu câtă bucurie au fost primiți aici. În atenția școlarilor de la Pedagogic s-au aflat cu precădere cei mai micuți dintre elevii de la Pufan, care au avut posibilitatea să aleagă cadoul dorit. Avem foarte multe daruri pentru Maria și Maria o să fie astăzi cea mai fericită fetiță. O să fie cea mai frumoasă zi din viața ei, pentru că uitați-vă câte daruri are acolo din care să-și aleagă. Credeți voi că în darurile voastre o să găsim ceva și pentru Gianni? Găsim, da? Da! Găsim cu siguranță! Pentru a le răsplăti faptele, copiii de la Constantin Pufan au cântat colinde alături de micuții de la Pedagogic. Tot în semn de mulțumire pentru darurile primite, elevii de la Centrul pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan au confecționat câteva obiecte specifice sărbătorilor de iarnă, pe care le-au oferit la rândul lor celor de la Pedagogic.